Dar nu puteți mai departe. O să încerc să fiu cât se poate de scurt. Da, geospațial în câteva cuvinte, așa cum obișnuim să descriem fiecare seminar. În primul rând, ce este geospațial? Mulți dintre dumneavoastră spuneți că deja știți, dar pe scurt, în primul rând, este un portal online care a luat ființă undeva în aprilie 2007 și care promovează utilizarea soluțiilor open source în domeniul geospațial, fără a le neglijanță pe cele proprietare. În scurt timp, în jurul acestui portal online s-a conturat și, zicem noi, cam cea mai activă comunitate din acest domeniu în România. Comunitate destul de puternică. Iar mai nou, suntem și reprezentanții ai OSGO în România, în Global Center. Cam asta e scurt ce reprezintă geospațial. În decursul ultimilor 5 ani s-au întâmplat destul de multe. În primul rând, au fost foarte multe seminarii, chiar dacă nu toate de anvergura acestuia și a celor din anii trecut, când de multe ori aproape de fiecare dată am avut foarte mulți participanți, peste 100. Unele au fost însă și întâlniri mai restrânse. Ce e de preținut? În februarie 2011, așa cum am spus și mai devreme, geospațial devine local chapter OSGO, iar în mai se înființează și asociația geospațial.org. Structura site-ului este schematică aceasta. Avem GeoKnowledge și GeoData. GeoKnowledge cuprinde secțiunea de articole. Momentan, în momentul de față, sunt 54 de articole. Sunt materiale cu caracter teoretic. Avem 58 de tutoriale. Acestea au un caracter ceva mai resurse, foarte multe resurse, n-am spus să le mai numărăm. 18 recenzii pentru cărți, pachete software. Avem 122 de fișiere în secțiunea de galerii, disponibile pentru descărcat, și 86 de posturi pe blog. De asemenea, în partea de geodată avem, zicem noi, o colecție destul de bună, deocamdată de date spațiale. În momentul de față sunt 31 de seturi de date pe care le puteți descărca. Vă invit să intrați să vedeți mai exact despre ce este vorba, cei care nu știu. Câteva statistici, 431 de comentarii, undeva mai mult de 7000 de fișiere disponibile pentru download, peste 445.000 de descărcări până în momentul de față, iar vizitatorii unici pe zi, zice anume undeva până la 400. Mai jos graficul prezintă vizitatorii unici de la început a unui până acum. Arhitectura, la fel prezentată schematic, mai important de reținut e că totul este construit pe baza unui CMS text pattern. La vremea respectivă s-a încercat și crearea unui CMS propriu, dar până la urmă text pattern s-a dovedit a fi o soluție destul de bună și a fost ales acesta. Partea de hardware, nu știu ce să vedem, cam așa arată, e modificat, tunată, in-house, de către băieții ceva mai pricepuți. Mă rog, sunt, de fapt, nu eu în serio, sunt tot trei. Comunitatea s-a închegat foarte mult și prin intermediul listei de discuții și forumului, unde astăzi înregistrăm 599 de membri. Dacă vă grăbiți, poate puteți fi al 600.
Așa, adresele sunt trecute mai jos sau puteți să accesa undeva, dacă intrați pe site-ul, partea stângă e un meniu și de acolo puteți accesa lista de discuții sau forum. Sunt sincronizate, mesajele care apar sunt postate pe lista de discuții, apar și pe forum și viceversa. Deci nu trebuie să le urmăriți pe amândoi, dar nu să urmăriți una care o preferați. De asemenea, ne-am extins puțin și pe Robert, colegul nostru se ocupă și de partea de social media. Da? Avem cont pe Facebook, Twitter, canal pe YouTube, cont pe LinkedIn. Ne găsiți cam peste tot. Așa cum spuneam, ne place să ne întâlnim, să organizăm seminarii, să lucrăm împreună, să împărtășim ideile pe care le avem pus. Iată-ne aici, în fața competenței, anul 300. Da? O altă parte destul de importantă, așa cum spuneam și domnul profesor, sunt și aceste întâlniri informale, da? Prelungirile seminarului. Da? Unde încercăm să socializăm, să ne cunoaștem cât mai bine. Să ne simțim cu toții bine. Ok, revenind la lucruri cea mai serioase. Mulți dintre dumneavoastră știți despre proiectul nostru E-Harta. Cei mai mulți ați și contribuit la el. Este un proiect în care comunitatea a fost implicată pentru, mă rog, a fost canate niște seturi de date de cărți istorice și cu ajutorul comunității ele au fost georeferențiate și au fost extrase și niște metadate. Ulterior, cu acest proiect am participat și la un concurs destul de important, unde, surprinzător sau nu, am câștigat. Premiul a fost înmânat în cadrul unei conferințe destul de importante la Bruxelles, cu colegii noștri de România, de către Nili Gros, președinta Comisiei Europene. Până în momentul de față, sunt 45 de autori, zic eu, destul de mult, fără ei, bineînțeles, ar fi fost greu să adunăm toate acele cifre pe care le-am prezentat mai devreme. Cu toții sunt puteți găsi pe site și, bineînțeles, întotdeauna așteptăm noi autori, așa că profit de ocazia să vă fac această invitație de a încerca, dacă aveți materiale, nu știu, idei pe care vreți să le aștereți undeva, puteți să luați legătura cu noi și cu aceste rețele al 46-lea, 47-lea autor. De asemenea, vă puteți implica în proiectul geospațial prin mai multe moduri. În primul rând, așa cum am zis, devenind următorul autor. De asemenea, contribuind la proiecte gen E-Harta, da? Unde, fără ajutorul comunității, ar fi fost aproape imposibil să realizăm acest proiect. Și nu în ultimul rând, având în vedere că avem și personalitate juridică, dacă cineva de dumneavoastră îl dorește, puteți directa mea și la cei doi noastre din impozitul pe venit către geospațial.ro. Găsiți pe site formularul și mai multe detalii. Pentru viitor, cam astea ar fi planurile principale, mă rog, mai avem și altele. În primul rând vrem să organizăm multe conferințe la nivel național și internațional, pe lângă aceste seminarii pe care le vom continua. Chiar în iunie, aici, la Cluj, va avea loc o conferință destul de importantă, Historical Maps in Environmental Geosciences, unde Geospațial este co-organizator alături de Universitatea Paleș-Bolyai. Încercăm să aducem și noi servicii pe site, așa cum am promis de ceva vreme, sperăm să se concretizeze cât mai repede. O bibliotecă, o platformă de anunț și o platformă de anunț pentru locuri de muncă. Astea ar fi principalele. Și, în ultimul rând, am început să
deschiderea datelor, ceea ce tot ce ține de open data în România. Cum vedea ce faci de aici? Cam atât am avut să vă spun. Încă o dată, așa cum îmi place domnul profesor, din seară, cred că va trebui să spunem și unde. Mulțumesc foarte mult. Codrina va